Bună, sunt Andrada, autoarea programelor Fine Love, iar tu urmărești acum podcast Fine Love, locul ideal unde poți afla sfaturi și soluții la problemele cu care te poți confrunta în dragoste. Tema podcastului de astăzi este despre femei mature cu bărbați mai tineri și adevăratul motiv pentru care un bărbat se căsătorește cu o femeie, de exemplu, chiar rămâne cu ea, chiar și dacă este mai tânăr. Am făcut un short, un videoclip scurt pe această temă și l-am postat pe celelalte rețele de socializare, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, într-un short în care am expus această temă. Femeile cu bărbați mai tineri și s-a izcat o adevărată avalanșă de comentarii. Foarte multe femei au spus că ele sunt căsătorite cu bărbați mai tineri și relațiile funcționează, deși videoclipul meu era despre o relație conjuncturală cu un bărbat mai tânăr, în care explicam cât de important este ca femeie să nu te lași folosită de un bărbat tânăr care doar își împlinește nevoile lui de bărbat și de maturizare, pentru că este foarte periculoasă situația în care te poți afla, pentru că te poți îndrăgosti, poți investi și de fapt să intri într-o relație imaginară care o să te coste foarte mult ulterior timp și suferință, frustrare și de ce să simțim astfel de lucruri care nu sunt hrănitoare pentru noi. Și tocmai de aceea am vrut să fac acest videoclip ca să aduc claritate care este diferența majoră între un bărbat tânăr care nu este matur și între un bărbat care, chiar dacă este tânăr, este matur, și care este diferența majoră între ce face de fapt un bărbat ca să se căsătorească cu o femeie și ce face ca un bărbat să nu se căsătorească cu o femeie, indiferent cât de bună și de frumoasă e ea, pentru că oricât de bună și de frumoasă e, nu o să fii niciodată de ajuns pentru un bărbat nepregătit, pentru un bărbat care nu este pregătit. În momentul în care vine vorba, deci, haideți să luăm prima parte, femeile cu femei mature cu bărbați mai tineri. În momentul în care o femeie este cu un bărbat mai tânăr, este foarte măgulitor pentru femeia mai tânără, deci pentru femeia matură cu un bărbat mai tânăr. Și de ce spun asta? Pentru că cu un bărbat mai tânăr relația te prinde, este foarte măgulitor, pentru că el este foarte pushy, vine către tine, te sună, te caută, este foarte demanding, are o tiradă de gesturi pline de pasiune, îți oferă atenție, te duce peste tot, inițiază foarte multe lucruri în jurul tău și este foarte măgulitor și foarte tricky. De ce? Pentru că tu spui, ia uite ce mă dorește, ia uite cât vrea să fie cu mine, însă atenție, el le face pentru el, este nevoia lui, nu face pentru tine, deci este nevoia lui și el îți dă ție de fapt pentru el. În realitate își dă lui. În momentul în care, de exemplu, ești bolnav și te duci la medic și medicul ăla te face bine și știi că are o rețetă magică, ești în stare să-i dai orice, pentru că de fapt tu nu-i dai medicului în realitate, tu îți dai ție, pentru că tu îi dai medicului, în realitate îl plătești pe medicul acela că știi că are acea soluție care te face bine, sau când ești la biserică și dai de pomană sau, nu știu, la cutia milei, ceva de genul, faci un gest din ăsta extraordinar când ai o problemă, păi gestul ăla extraordinar când ai o problemă, îl faci în primul rând pentru că o faci pentru tine, nu o faci neapărat pentru cutia milei, o faci ca să fii văzut acolo că ești bun, ca cineva să te răsplătească. Așa este și într-o astfel de situație cu un bărbat care nu este pregătit, chiar dacă pare că te place, atenție, că este foarte subtilă această diferență, să vezi când un bărbat cu adevărat este pregătit și cu adevărat face lucrurile pentru că este pregătit pentru relație, nu că le face, că este nevoia lui de bărbat ca să se maturizeze. Pentru că în momentul în care un bărbat tânăr este cu tine și îți face foarte multe chestii pentru tine, ca femeie matură,
trebuie să ai în vedere că este posibil să fie nevoia lui de a evolua ca bărbat și tu să-i oferi validarea, experiența ta de femeie matură, ca el să se maturizeze. Și atenție, pentru că într-o astfel de situație el se hrănește cu ce ai tu de oferit ca femeie. Tu, în realitate, îți consumi resursele tale, iar el înflorește și se maturizează, lângă tine. Așa că, fetelor, fiți atente. Pe moment, un bărbat tânăr, dacă ești o femeie matură, este măgulitor, pentru că e bine pe moment, este voluptatea unor trăiri, dar voluptatea acestor trăiri țin cât țin. Inevitabil, va veni momentul când se va termina. Și în momentul în care se termină, dacă el a fost doar un bărbat dornic de validare și de maturizare, vei rămâne doar cu aceste amintiri de a fi văzută prin ochii altuia și nu prin ochii tăi, nu prin tine. Pentru că tu, de fapt, ai fost hrană, iar o relație cu un bărbat mai tânăr, așa cum am spus, te poate păcăli, pentru că vei fi în centrul atenției, te vei simți wow, într-adevăr, însă în realitate tu vei consuma niște experiențe care sunt plăcute pe moment, dar după ce rămâne? După se consumă experiența, el își alimentează nevoia și va merge mai departe să-și facă cuib cu o femeie tânără care să împlinească următoarele lui nevoi de familie și de procreere. Așa că ai grijă ca tu să fii cea care ține lucrurile sub control, ai grijă să nu fii cea folosită, deci ai grijă să faci conștient această relație, dacă intri într-o astfel de relație, că vei rămâne apoi cu un gust amar sau îți vei pierde timpul pur și simplu și energia. Așa că dacă el este mai tânăr decât tine, partea a doua, la trăcățelușul, e drăguță, bate vântul, este o zi cu vânt, au anunțat astăzi scot portocaliu, bate vântul și latră în continuu de la zgomotele de afară. Deci dacă ești cu un bărbat mai tânăr, atenție, pentru că au scris foarte multe femei pe rețelele de socializare, dar și eu sunt cu un bărbat mai tânăr, sunt căsătorită, am copii cu el și este bine, deci atenție, este această nuanță foarte importantă. Deci poți fi cu un bărbat mai tânăr dacă ești o femeie matură, însă acest bărbat mai tânăr este matur deja. Deci dacă este mai tânăr și aveți o cronologie relațională similară, atunci este ok, atunci este bine, pentru că înseamnă că el este pregătit. Ce înseamnă cronologie relațională similară? El este pregătit să construiască, este pregătit să fie cap de familie, este pregătit să fie capul familiei voastre. Cronologia relațională ce înseamnă? Vrei copii? Vrea copii. Vrei familie? Vrea familie. Vrei pe lună? Vrea pe lună. Vrei să nu te căsătorești? Nu vrea să se căsătorească. Poate ai fost căsătorită și nu mai vrei să fii căsătorită. Poate nici el nu mai vrea să fie căsătorit. Adică cronologiile relaționale, ce vrei tu, se potrivește cu ceea ce vrea și el. Pentru că fiecare avem aceste cronologii relaționale. Ne dorim familie, ne dorim copii. Și important este să ne punem această întrebare. Se potrivește această cronologie relațională? Suntem pe aceeași pagină? Este el pregătit pentru familie? Își dorește copii? Își dorește angajament pentru totdeauna? Are cod moral să susțină aceste lucruri, are valori de familie, pentru că știm acele cazuri, de exemplu, cu ei în relație, un cuplu, de exemplu, superb, cu o femeie superbă, frumoasă, smart, sexy, deșteaptă, orice și-ar dori un bărbat de pe fața pământului, are acea femeie și cu toate acestea se despart și nu rămân împreună, toată lumea e uimită, cum de naiba n-au rămas împreună când sunt atât de bine ca și cuplu, ea este o femeie pe care orice bărbat și-ar dori-o și îl vezi că se căsătorește la un an distanță, la doi ani distanță, cu o femeie normală, obișnuită, care nu se compară deloc cu cea din trecut și te întreb de ce. Pentru că acum el este pregătit, atunci nu era pregătit, atunci
își împlinea nevoile lui de bărbat și se maturiza. De fapt, atunci se pregătea pentru această viitoare relație în care el să fie cap de familie și să își asume rolul de bărbat matur în relația lui. Abia acum este matur, pentru că în primele relații un bărbat își împlinește nevoile lui bărbat pentru maturizare, se rodează, își validează nevoile de bărbat și apoi devine pregătit pentru o relație adevărată, o relație reală cu angajament. Așa că atenție la cronologia relațională a unui bărbat și nu pica în capcana relației imaginare. Fii atentă dacă un bărbat este matur și pregătit să-și asume o relație, angajament și căsătorie. Fii atentă, este foarte important dacă el are material de căsătorie în plămada lui, dacă este suficient de matur pentru o relație așa cum îți dorești. Pentru că singurul lucru care contează când vine vorba de căsătorie este dacă el este suficient de matur, dacă este pregătit, dacă are valori de familie, cod moral, dacă poate să facă o familie, dacă are stofă de relație și dacă te vrea pe tine. Pentru că sunt atâția bărbați care spun, chiar dacă sunt în conflict cu soțiile sau sunt, ei au cod de relație și femeia n-are cod de relație. În structura, în programul lor mental, codul moral de relație este foarte bine așezat și îi vezi că trag de căruță, că trag și femeia aceea o vezi că nu vrea, pur și simplu nu vrea, că este și viceversa, când ei au material și stofă de relație și femeile nu, și rămâi uimit, cum de? Și el spune, băi, n-am putut, nu știu, n-am putut să plec, ceva m-a ținut, n-am putut. Bărbatul ăla nu poate pentru că este foarte legat, este foarte legat de copiii lui, de familia lui, pentru că are stofa de angajament foarte bine, plămada asta a lui de angajament, maturitatea lui ca bărbat este foarte bine definită în interiorul lui, un subiect foarte complex, desigur, și nu-l tratăm aici, dar am vrut să fac această departajare între ce face ca un bărbat să se căsătorească cu o femeie, chiar dacă o femeie este mai matură ca vârstă și chiar dacă el este mai tânăr, deci indiferent că e mai tânăr, că e mai mare, indiferent cum este, un cuplu supraviețuiește pe termen lung pentru totdeauna dacă ambii parteneri își doresc același lucru, au aceeași cronologie relațională și pot, au plămadă de relație și merg împreună către același obiectiv, angajamentul împreună și au nivele similare de maturitate sau tind către această maturizare împreună, pentru că nu-i de ajuns să ai o relație doar că tu vrei sau nu-i de ajuns să ai o relație doar că tu ești matură. Ambii trebuie să aibă această stofă, această plămadă. Așa că fii atentă, nu pica în capcana relațiilor imaginare, a iluziilor și nu te lăsa consumată de iluzii și de trăiri voluptoase lângă un bărbat care nu are ce să-ți ofere pe termen lung. Fii înțeleaptă, gândește și alege înțelept. Programul meu Fine Love de relații te poate ajuta dacă e singură, dacă îți dorești o relație, un bărbat cu angajament, o relație reală pentru totdeauna. Programul cuprinde 6 pași în care vei afla o cale prin care poți alege un bărbat bun, potrivit pentru tine și nevoile tale, alături de care să ai o relație împlinită, în care vei învăța cum să atragi, cum să menții o conexiune, cum să inspiri un bărbat pentru angajament și cum să înțelegi dacă el este capabil de o relație sănătoasă și cum să înveți tu să ai o relație sănătoasă, pentru că parcurgând acest program vei înțelege care este diferența dintre o relație imaginară și o relație sănătoasă, vei vedea dacă el este capabil de angajament sau nu, dacă are această stofă de angajament, vei învăța elementele cheie care contează pentru construirea unei relații sănătoase, care te vor ajuta să alegi un partener un partener bun pentru o relație sănătoasă, capabil de relație. Vei înțelege elemente cheie care contează pentru construirea unei relații sănătoase și care te vor ajuta să alegi un bărbat capabil de relație, cum să
inspiri un bărbat să te dorească, să inițieze construirea unei relații de durată cu tine, cum să simți că ai puterea în relație, cum să creezi atracție și conexiune. Este de fapt un curs în care vei învăța instrumente și tehnici despre feminitate, întâlniri, relații care funcționează la un nivel profund, iar un bărbat se va simți profund atins și atras de tine în momentul în care vei integra aceste informații. Toate detaliile despre cursul meu Fine Love le găsești pe site-ul meu andradadam.com la secțiunea cursuri sau click în linkul de mai jos. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, like și share. Poate știi pe cineva pe care poți ajuta cu conținutul acestui videoclip. Iar acum la final amintește-ți mereu să alegi înțelept un bărbat matur și pregătit. Mulțumesc și pe curând!